Bună ziua, dragi elevi clasei a 7-a, mă numesc Slivka Alexei. Vă salut cu drag și vă invit să studiem împreună un subiect care a declanșat un șir de schimbări de ordin social și politic în Europa. În cele ce urmează, ne vom referi la subiectul Anglia, de la absolutism la monarhia parlamentară. În continuare, în cadrul lecției, ne vom axa pe următoarele puncte de reper. Societatea engleză la începutul secolului XVII, cauzele Revoluției burgheze, începutul evenimentelor revoluționare, războiul civil și Revoluția glorioasă. Pe parcursul acestei lecții vom forma 4 unități de competență, și anume aplicarea termenilor în compararea evenimentelor și proceselor istorice din epoca modernă, compararea evenimentelor, faptelor și proceselor în contexte cronologice și de spațiu, caracterizarea în baza surselor a evenimentelor istorice și descrierea cauzelor, evenimentelor și proceselor istorice. De asemenea, în cadrul lecției de astăzi, ne vom referi la următoarele noțiuni: monarhie absolută, petiția drepturilor, puritani, parlamentul cel lung, armata noului model, protectorat, declarația drepturilor, Revoluția glorioasă. De asemenea, în cadrul acestei lecții ne vom referi și la următoarele repere cronologice. Ne vom referi anume la anii de la 1628 până la anul 1689. Pentru început, vom face o prezentare a societății engleze la începutul secolului XVII. În această perioadă, Anglia este un stat feudal absolutist, unde regele își exercită autoritatea supremă de conducere, puterea acestuia fiind nelimitată. Regele numea funcționarii de stat, acesta avea dreptul de a numi și a dizolva parlamentul și conducea politica externă a statului. După moartea Elizabetei I și instaurarea dinastiei Stuarților, s-a declanșat dezechilibrul dintre monarhie și parlament, ceea ce a dus la faptul că regele ignoră parlamentul în problemele fiscale și politice. Aceste trăsături ale societății engleze au condiționat izbucnirea Revoluției engleze, considerată drept prima revoluție burgheză. Cauzele Revoluției engleze au fost de ordin social, economic, politic și religios. În continuare, vom analiza aceste cauze în mod detaliat. Cauzele social-economice se referă la vechile relații de producție feudale care erau protejate de regimul absolutist prin menținerea reglementărilor de breaslă. Interzicerea inovațiilor și drepturilor de monopol. Luate în ansamblu, acestea reprezentau principala piedică în progresul societății și apariției relațiilor capitaliste. Cauzele politice se referă în primul rând la forma de guvernare a Angliei, adică monarhia absolută, lipsa drepturilor politice a populației de la orașe și sate, apariția noii nobilimi care devine dominantă în viața economică și insista să se implice și în viața politică a statului, de asemenea, conflictele dintre rege și parlament care au declanșat propriu-zis Revoluția engleză. Cauzele religioase au influențat și ele în mare măsură declanșarea Revoluției, în mare parte datorită faptului că biserica anglicană era condusă de rege. Dorința puritanilor de a avea un ritual religios mai simplu și, nu în ultimul rând, reformarea bisericii prin eliminarea clerului de rol intermedial dintre om și Dumnezeu. În continuare, vă propun să analizăm cum s-a declanșat Revoluția engleză. Astfel, odată cu venirea Stuarților pe tronul Angliei, în anul 1603, după moartea reginei Elizabeta I, s-a dorit puterea absolută, ceea ce a determinat declanșarea conflictului cu Parlamentul englez. Începutul conflictului își are originile odată cu impunerea noilor taxe de Iacob I, fără aprobarea Camerei Comunilor. Situația s-a agravat și mai mult în anul 1628, când Parlamentul a adoptat petiția drepturilor, act care condamna politica regelui. Aceasta a determinat însă ca în anul 1629
Carol I să dizolve Parlamentul și să conducă unipersonal Anglia pe o perioadă de 11 ani. Având însă nevoie de resurse financiare, Carol I convoacă Parlamentul în anul 1640, care a funcționat pe o perioadă de 13 ani. Acesta mai este numit și Parlamentul cel Lung. Rechemarea Parlamentului a marcat, de fapt, începutul Revoluției în Anglia, care a trecut prin trei războaie civile. Acestea se referă la anii 1642-1646, 1648 și 1649-1651. Aceste războaie i-au avut ca protagoniști pe adepții Parlamentului, cum ar fi burghezia, nobilimea, oreșenimea și o parte a țărănimii, și susținătorii regelui, care erau aristocrația, funcționarii de curte, reprezentanții bisericii, armata bine pregătită și înarmată și o parte a țărănimii loiale seniorului. La etapa inițială a războaielor, armata regală a avut un șir de succese, reușind să se apropie de capitala Angliei, Londra. Treptat însă, războiul devine favorabil Parlamentului. Un rol important în schimbarea raportului de forțe dintre rege și parlament l-a avut Oliver Cromwell, personalitate marcantă a istoriei Angliei și participant activ la evenimentele din timpul Revoluției. În continuare, vă propun să analizăm câteva momente importante din viața acestuia. Acesta s-a născut într-o familie de mici nobili de confesiune puritană. El devine unul dintre conducătorii opoziției în Parlamentul convocat de Carol I în anul 1640. Se evidenția printre deputați, prin figura sa puternică, trăsăturile dure ale feței, fapt care îl puteți identifica și în imagini alăturate. Vocea acestuia a fost impunătoare, cuvântările adânc religioase, accesibile și convingătoare. Pentru eroismul manifestat în prima mare bătălie cu armata regală, cavaleria lui Cromwell a fost numită Coastele de Fier. Conducător al armatei revoluționare, Oliver Cromwell a format armata noului model. Aceasta a contribuit decisiv la obținerea victoriei și a hotărât soarta războiului civil în favoarea Parlamentului. Armata era constituită din țărani liberi, meșteșugari, comercianți, pe principiul voluntarismului și devotați revoluției. După înfrângerea oastei regaliștilor, are loc executarea regelui în anul 1649 și proclamarea Republicii, care, de fapt, a marcat apogeul Revoluției engleze. În urma victoriei forțelor parlamentare în Revoluția engleză, a fost abolită monarhia și înființată o republică, a cărei autoritate s-a extins și asupra celorlalte regate din coroana regatului Angliei. În aprilie 1653, Oliver Cromwell a dizolvat forțat Parlamentul. Noul Parlament, cu toate că era format din membrii numiți individual de către Cromwell, s-a dovedit a fi la fel de greu de controlat. La dizolvarea Parlamentului a fost instaurat regimul unei noi constituții. Prin aceasta, Cromwell, beneficiind de susținerea armatei, a fost numit Lord Protector pe viață, cu puteri executive depline. După moartea acestuia, în Anglia este restabilită dinastia Stuarților cu Carol al II-lea. Acesta promite să nu persecute participanții la Revoluție și să consulte Parlamentul în procesul de adoptare a noilor impozite. Aceste promisiuni însă erau încălcate, ceea ce a dus la o nouă criză politică. Astfel, în consecință, în anul 1688, prin intermediul unei lovituri de stat, fără vărsare de sânge, rege devine Wilhelm al III-lea de Orania. Wilhelm al III-lea a semnat Declarația Drepturilor, care a reglementat relațiile dintre monarh și parlament. Principalele prevederi ale acestui act se referă la următoarele aspecte. Puterea autorității regale de a suspenda legile sau aplicarea lor fără consimțământul parlamentului este ilegală. Orice impozit făcut în beneficiul coroanei, fără consimțământul Parlamentului, indiferent de durata și modul în care va fi percepută, dacă nu este consfințită de Parlament, este ilegală.
ridicarea și întreținerea unei armate în regat este contrar legii. Alegerile membrilor Parlamentului trebuie să fie libere și, pentru a repara aceste prejudicii, Parlamentul va trebui convocat cu regularitate. Acestea au fost selectate din Declarația Drepturilor. În concluzie, putem menționa faptul că Declarația Drepturilor a reprezentat lege constituțională care reglementează relațiile dintre monarh și parlament, are loc separarea puterilor în stat, în trei puteri independente, puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Puterea legislativă o are Parlamentul, compus din Camera Lorzilor și Camera Comunelor. Puterea executivă o are regelui, însă ea este doar de ordin simbolic, și guvernul format din miniștri și primul ministru, care conduc conform legilor și care pun în aplicare legile. În sfârșit, puterea judecătorească veghează dacă legile sunt respectate. Sper că informațiile prezentate v-au intrigat spre o cercetare individuală asupra temei. Vă dau întâlnire data viitoare la un subiect la fel de interesant.